capitol închis din istoria Europei, Regatul Unit și Uniunea Europeană au ajuns în sfârșit la un acord comercial post-Brexit. Marea Britanie va părăsi de la 1 ianuarie piața unică și Uniunea Vamală. Înțelegerea a fost considerată un succes atât de Boris Johnson cât și de Ursula von der Leyen. Regatul Unit și Uniunea Europeană au ajuns la un compromis în ceea ce privește un acord comercial post-Brexit, iar de la 1 ianuarie Marea Britanie va părăsi într-un final și piața unică și Uniunea Vamală. Procesul de Brexit se finalizează astfel după mai bine de 4 ani. Anunțul încheierii acordului comercial a fost făcut de șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen. We have finally found an agreement. It was a long and winding road. But we have got a good deal to show for it. It is fair, it is a balanced deal, and it is the right and responsible thing to do for both sides. Les négociations ont été très difficiles, avec de tels enjeux pour tant de monde. C'était un accord pour lequel il fallait se battre. Șefa Comisiei Europene a arătat că întregul efort depus pentru încheierea acestui acord a meritat din plin și a subliniat că Marea Britanie va rămâne un partener demn de încredere al blocului comunitar. Et cet accord est aussi, je le crois, dans l'intérêt du Royaume-Uni. Il posera des fondations solides d'un nouveau départ avec un ami de longue date. Et enfin, il nous permettra aujourd'hui de nous assurer que nous pouvons finalement laisser le Brexit derrière nous. L'Europe continue de s'avancer. Premierul britanic Boris Johnson a confirmat și el finalizarea acordului comercial post-Brexit cu Uniunea Europeană. Acesta a anunțat pe Twitter succesul negocierilor cu mesajul "Acordul a fost încheiat". Alături de mesaj, Boris Johnson a postat o fotografie cu el cu brațele întinse și cu degetele mari în sus. Premierul din Downing Street a declarat apoi că Regatul Unit a încheiat cel mai mare acord de până acum, iar guvernul pe care îl conduce a emis un comunicat în care afirmă că britanicii și-au luat înapoi moneda, granițele, legile, comerțul și apele de pescuit. Negocierile s-au aflat de luni bune în mâna Ursulei von der Leyen și a lui Boris Johnson, care au discutat în repetate rânduri la telefon într-o încercare de a ieși dintr-un impas în dosarul pescuitului, acesta fiind punctul central de blocaj. Astfel, negocierile s-au concentrat asupra împărțirii unui pescuit în valoare de 650 de milioane de euro anual al UE în apele britanice și asupra duratei perioadei de adaptare a pescarilor europeni. Celelalte subiecte problematice până acum, precum măsurile de protecție împotriva concurenței neloiale, au fost soluționate recent. Acordul Comisiei cu Marea Britanie trebuie validat de statele membre, proces care ar urma să dureze mai multe zile.